Salut, sunt Cristina și urmărești Unions la UTV. Sunt WhatsApp și vă salut de la filmarea clipului Hoț de inimi, unde fugi? Suntem la filmările noului clip Hoț de inimi în colaborare cu WhatsApp și sunt foarte fericită. Acțiune. Ce a trebuit să faci până acum? Ah, tu ai văzut, de asta mă întreb. Am văzut, da. A trebuit să joc puțin poveste de iubire cu un actor, despre Dani Achim este vorba și ne-am înțeles foarte bine. A trebuit să ne sărutăm puțin. Și acum ea trebuie să-l pupe pe el și are de fapt prieten acasă și nu vrea și... Fiți atenți că-l pupă. Pupă. A ieșit. A ieșit. Sau din a doua. Pe mâine. Hoste inimi. Haideți, la treabă. Cum e să-l machiez pe WhatsApp? Foarte distractiv. Nu stă deloc la machiaj. Semn că îi place foarte tare. Merge interviul. Trebuie să-i dăm drumul că merge! Spune-mi și mie despre ce este această melodie. Îți zic imediat numai să-mi spui dacă acum merge interviu, când aleargă. Și piesa este despre momentul în care tu ești cu troleul, metrou, tramvai, orice transport în comun, știi? Se întâmplă să fii, nu știu, nu neapărat în liceu, nu neapărat la școală. Probabil la 30 de ani, probabil la 10, probabil la 20, nu contează. Și pe drum spre muncă, important este că folosești transportul în comun și, bărbat fiind, o zărești. Femeie fiind, îl zărești. Mie să privesc, dar nu îndrăznesc, știi? Și eu, și anume personajul masculin, îmi propun ca și anume mâine să-mi iau inima în dinți, în mâna stângă un buchet de flori și mâna dreaptă multe speranțe și să mă duc să o cuceresc. Hoț de inimi. Incredibil! Ce poți să ne spui despre această piesă? E o piesă de dragoste, singura care mă reprezintă până acum cel mai mult. E o poveste reală din viața mea. WhatsApp, ascultă melodia și indicațiile regizorului. Am aflat un secret important. Când WhatsApp nu știe ce trebuie să facă la filmările unui clip, dă din mâini și face semne. Gesturile, 2, 3. Știți că eu am fost aici la filmările clipului. Eram chiar în spatele lui când el înregistra această piesă. Hoț de inimi. Cum ai ajuns să colaborezi cu WhatsApp? Cei de la Cat Music m-au ajutat. Piesa de fapt era de un an și jumătate, compusă de băieți de la Deep Central și într-un final am reușit să colaborăm și cu WhatsApp. Cum te-ai înțeles cu el? E un tip foarte mișto și piesa asta n-ar fi sunat atât de bine fără el. În principiu vă zic, gata, este o fată foarte talentată cu o voce absolut superbă. Yeah! Aveți grijă de voi, UTV, și am o vorbă pentru Oații. Dacă pleci, să nu mai vii!